CSM Târgoviște a avut o săptămână de succes întorcându-se cu 3 victorii consecutive acasă. Elevele lui Dan Fleșeriu au trecut pe rând de CS Rapid București cu 104-22, de CS Nova Vita Târgu Mureș cu scorul de 94-67 și de Universitatea Cluj-Napoca cu scorul de 97-57. Ultimul duel a fost susținut luni, 27 octombrie, în sala Horia Demian. Ca și în celelalte partide, formația târgovișteană și-a judecat toate sferturile fără emoții, 28-13, 21-13, 21-13 și 27-18. Bineînțeles că după o asemenea evoluție, roadele muncii nu au întârziat să apară, CSM Târgoviște reușind să detroneze pe ACS Sepsi Sfântu Gheorghe și să se instaleze pe scaunul de lider. O victorie normală, am zice, dacă ne uităm în clasamentul diviziei A la basket. Această victorie ne-a propulsat pe prima poziție a clasamentului, însă trebuie să remarcăm faptul că suntem în frunte deocamdată doar pentru că avem un meci în plus. Cel de la Cluj-Napoca, pe care l-am câștigat, așa cum vă spuneam, la 40 de puncte, a fost un meci la altul și a obținut un rezultat normal. Per total 3 victorii din 3 deplasări, un procentaj de 100%, e adevărat, în fața unor echipe accesibile pe care CSM-ul trebuia să le învingă. CSM Târgoviște are de gând să-și treacă în cont o victorie și din următoarea partidă, pe care o va disputa sâmbătă 1 noiembrie pe teren propriu, în compania codașei clasamentului CSM-CSS-Ucraiova, care are doar 7 puncte în cont. Așteptăm ca șirul de succese să continue și sâmbătă, începând cu ora 17, să obținem o nouă victorie, un nou rezultat pozitiv în fața unei formații incomode, dar încă o dată vă spun, accesibile. E vorba de SCM Craiova, o echipă care în anii precedenți prindea și play-off-ul, dar în ultimele 2 sezoane n-a mai reușit performanțe notabile. Deci trebuie să câștigăm și meciul de sâmbătă de la ora 17 din sala polivalentă cu SC Municipal Craiova. Și de această dată sunt așteptați suporterii în tribunele din sala sporturilor, atmosfera creată de aceștia dând energie elevelor lui Dan Fleșeriu. Ca de fiecare dată ne bazăm pe sprijinul lor din tribune, pentru că indiferent de dificultatea adversarului, noi trebuie să avem alături, echipa trebuie să aibă alături și să simtă că este susținută și de public. Până acum suporterii s-au prezentat la înălțime, așa cum au fost și rezultatele, zic eu, din ultima parte, și sunt convins că și de acum încolo vor fi prezenți în polivalente ori de câte ori echipa va avea nevoie de ei.